Pregătirile pentru celebrarea orașului sunt în linie dreaptă. Sărbătoarea începe vineri în orașul de pe Bega. Primăria municipiului Timișoara a pregătit 150 de evenimente pentru copii, tineri, părinți, familii și seniori. Acestea se vor desfășura în Parcul Civic, pe Bulevardul Ice Brătianu, în noul parc de pe malul Begăi, în Piața Traian, la Usoda și în alte zeci de locuri de-a lungul Begăi. Cele două zile vor fi cu multă muzică, ateliere, teatru, sport, tururi ghidate, expoziții și proiecții de film. Sâmbătă seara, cap de afiș sunt Rita Ora, Passengers, Zdob și Zdub.